Dar să zic votoșanilor, ați fost, sunteți și sper că veți fi și anul viitor când Orchestra Populară Rapsozii Botoșanilor va împlini 50 de ani de activitate. Mulțumim încă o dată din partea Orchestrei Consiliul Județean Botoșan, domnului președinte Constantin Macaleț și domnului vicepreședinte și tuturor celor care lucrează la această instituție, pentru că dacă dumnealor n-ar fi și noi n-am fi sub tutela Consiliului Județean Botoșani, nu am exista. Dar existăm și datorită dumneavoastră, datorită aplauzelor care le aduceți de fiecare dată. Nu rămâne decât să vă doresc vizionare plăcută, sărbători fericite și să nu uităm conducătorul artistic al acestei orchestre, maestru Ioan Cobâlă.